Bună seara și bun găsit la știrile Gorj TV. Iată principalele subiecte ale zilei. Mai mulți angajații de la Minprest au protestat în această dimineață după ce conducerea societății a anunțat că 30 de persoane vor rămâne fără un loc de muncă în miezul iernii. Oamenii susțin că vor protesta zilnic până când li se va face dreptate. Conducerea Minprest spune că a fost luată această decizie din cauza lipsei banilor. Discol în zona montană Rânca, drumul este blocat, iar drumarii intervin cu dificultate deoarece vizibilitatea este extrem de redusă. În plus, mai mulți șoferi au ajuns cu mașinile în șanț din cauza lipsei vizibilității. S-a încheiat vacanța pentru handbaliștii gorjeni. Elevii lui Liviu Andriei s-au reunit astăzi și au început antrenamentele. Pregătirea de astăzi a fost în aer liber. Gorjenii se pregătesc pentru returul campionatului, iar misiunea este una dificilă, evitarea retrogradării. Mai mulți angajații de la Minprest au fost disponibilizați astăzi. 30 de persoane au rămas în miezul iernii fără un loc de muncă. Lipsa banilor pentru salarii este principala cauza disponibilizărilor, spune conducerea societății. 30 de muncitori necalificați au fost trimiși acasă în această dimineață. La aflarea veștii, oamenii au protestat în fața firmei Minprest. Cei mai mulți dintre ei aduc singurul venit în familie și se declară îngrijorați de ceea ce s-a întâmplat. Nemulțumirea se vede, băi, sunt și fetele înăuntru, decât două luni. În Cherbama nu era simplă treaba, dar totul e politic. Nu știu în final dacă... Am fost la domnul Călinoicu, aveam și terenul și ele, aveam prioritate să intru. Hai că te ținem două, trei luni la Minprest, păi și acum ne dă afară pe toți. Și pe noi tot, pentru prezența asta, venirăm aici. Și sunt mai mulți și mai vin. Vino, Georgian, nu se poate, domnule, nu se poate să ne dea acasă. Conducerea Minprest a precizat că pentru 30 de muncitori necalificați nu au mai fost prelungite contractele pentru prestări servicii. La sfârșitul anului trecut am fost nevoiți sau n-am reușit să mai prelungim contracte pentru un număr de 30 de angajați, deoarece au expirat anumite contracte pe care Minprestul, contracte de prestări servicii pe care Minprestul le avea cu diferiți parteneri. Este speranța noastră că este o problemă temporară în acest moment și cu prioritate se vor putea întoarce la lucru cât mai repede. Pe viitor, reprezentanții firmei Minprest au precizat că vor mai avea loc noi angajări. Incendiul la o casă de locuit a fumătoare unei locuințe din Târgu Jiu de pe strada Alea Mehedinți a luat foc în această după-amiază. Proprietarea casei a făcut focul pentru a afuma carnea. În total, 8 incendii au avut loc în primele zile din 2015, conform unui bilanț întocmit de ISU Gorj. O casă de locuit din Târgu Jiu a luat foc. Incendiul a pornit de la carnea care era pusă la afumat. Proprietarea locuinței, cea care a aprins focul, a descoperit incendiul și a sunat la 112. Pompierii au ajuns la fața locului cu auto speciale pentru a stinge focul. Ce s-a întâmplat? A fost solicitat, gata, intervenția în momentul Târgu Jiu, a fost solicitată pentru stingerea unui incendiu la o afumătorie în care se aflau preparate din carne, da? Focul a fost făcut de către proprietar pentru afumarea produselor din carne, iar aceasta, din neglijența dumnealor, s-a întâmplat să se autoaprindă. Pompierii au intervenit la timp pentru ca focul să nu se extindă și la locuințele vecine. Se fac cercetări pentru a stabili pagubele materiale. Ieri a fost ultima zi a acestei mini-vacanțe în care iubitorii sporturilor de iarnă s-au putut bucura de atmosfera și de pârtiile din stațiunea Rânca. De astăzi, majoritatea celor care au petrecut weekendul acolo s-au întors la serviciu sau la școală. Chiar dacă în acest sfârșit de săptămână accesul spre stațiunea montană Rânca a fost destul de nevoios din cauza furtunii de zăpadă, aproape 2000 de persoane au urcat spre stațiune. Mai mult de 6000 de persoane au petrecut trecerea dintre ani și weekendul trecut pe pârtiile din Rânca. Distracția a fost la ea acasă. Tineri sau bătrâni, iubitori ai sporturilor de iarnă, cu toții s-au bucurat de zăpadă. De prima dată când am venit, dar sperăm să ne satisfacem plăcerile la maxim. Cu siguranță o să mai venim, pentru că din Constanța. La noi nu e zăpadă și am ales perioada asta de iarnă să venim într-un loc unde există zăpadă, unde se poate face o distracție, te dai cu psania, cu schiurile și toate plăcerile iernii. Foarte bine! Vedeți și voi, se vede cu ochii liber, da? Ce atmosferă e aici, pârtia se prezintă foarte bine. Să vină toți să profite de zăpada asta, că e de vis. Acasă nu o găsesc în fiecare zi. Unde? În Craiova. Mai exact. Și peste tot.
Ultima zi de distracție? Penultima zi. Penultima zi, da. Venim în fiecare weekend, că stațiunea e minunată. Și aproape de casă, asta contează cel mai mult. Stațiunea Rânca este printre cele mai ieftine din țara noastră. Echipamentul de schi se închiriază cu 25 de lei pe zi. La jumătate de preț. Echipamentul întreg pe zi este 25 de lei la lună. Mult mai ieftin. Da, mult mai ieftin, include schi, clăpaș și bețe. 25 echipamentul pe zi, de la ora 10 la 6 seara. Proprietarii pensiunilor sunt mulțumiți de gradul de ocupare al cabanelor de sărbători. A fost mult mai bine decât anul trecut în aceeași perioadă și stratul de zăpadă s-a prezentat mai bine. Clienții comparativ cu astăvară avem foarte aglomerat. Nu ne mai așteptam să mai vedem Rânca plină, dar datorită faptului că prețurile la noi față de Valea Prahovei sunt aproape la jumătate, turiștii mulți s-au îndreptat și înspre zona noastră. În acest moment, stratul de zăpadă la Rânca depășește 80 de centimetri, iar pentru mini-vacanța de la începutul lunii februarie mai sunt foarte puține locuri disponibile. Iarna încă le pune probleme șoferilor. În județul Gorj, pe drumul național 67 C, între Novaș și stațiunea montană Rânca, circulația rutieră a fost închisă mai multe ore din cauza viscolului puternic. În cele din urmă, atât cei care părăseau stațiunea, cât și cei care doreau să ajungă la munte au fost ajutați de drumari să ajungă la destinație. La peste 1600 de metri altitudine, vântul a suflat fără încetare ore în șir, spulberând zăpada, astfel că misiunea drumarilor a fost aproape imposibilă. În tot acest timp, la baza muntelui, zeci de turiști așteptau nerăbdător ca polițiștii să le permită accesul spre stațiune. Ce să ne zică, că e o mașină blocată sus. Atâta tot. Nimic. Așteptăm. Mai lucrat? Noi sperăm că da. Aveți rezervare? Sau... Da. Ne așteaptă și doamna acolo la cabană. Dacă pierdeți? Pierdem banii, să facem. Și distracția. Între timp, cei care coborau din vârful muntelui confirmau faptul că traficul este aproape imposibil. Nu poate urca. Sub nicio formă, sfatul nostru este să vă întoarceți acasă. Cum e? E zero, vizibilitate zero. Deci nu se poate urca sub nicio formă. Deci mergem 2 metri, ne oprim sau mergem pe jos în fața mașinilor. Nu se poate. Ați coborât cu utilaje de zăpezire în față? Da. Mai sunt turiști care vor să coboare? Da. Dintr-o coloană de mașini coborâre numai 4-5 mașini. E foarte greu, se circulă foarte greu. Și cum ați coborât? Foarte atenți în primul rând și... În coloană? În coloană, da. Numai cu utilaje? Da, cu utilaje. Păi, fără nu se poate. Dar e viscol puternic, nu? Foarte, da. Este viscol puternic. În tot acest timp, drumarii au lucrat neîncetat să dea zăpada care era depusă pe carosabil de vântul puternic. Împreună cu poliția să scoatem, escortat soțiți în față cu 3 utilaje, peste 30 de autoturisme. Încercăm în următoarea oră, dacă vântul se mai liniștește, să-i mai coborâm din stațiune pe toți. Deci drumul este închis, dar există această posibilitate, această procedură, să-i coborâm pe un kilometru însoțiți cu... numai dacă vântul scade în intensitate 60-70. Între timp, circulația a fost redeschisă, însă dacă situația o va impune, drumul va fi închis din nou. S-a bătat de la subiect. APA Regio a rămas fără conducere. Ion Popescu a demisionat din fruntea instituției, iar interimatul va fi asigurat de către directorul tehnic din cadrul instituției, Ilie Vlodescu. Numele vehiculat pentru a conduce APA Regio este Traian Pătrășcoiu. Acesta a ținut să sublinieze că va intra în cursa pentru șefia APA Regio. Ion Popescu va părăsi funcția peste 30 de zile. Popescu și-a dat demisia înainte de Crăciun, iar astăzi a început perioada de preaviz. Director interimar a fost numit Ilie Vlădoescu, directorul tehnic din cadrul instituției. Funcția de director al societății APA Regio Gorj a domnului Ion Popescu este oficială. Aceasta a fost aprobată în cadrul Consiliului de Administrație, iar în această săptămână se vor aproba condițiile, termenele și procedura de selecție a candidaților. Dumnealui poate rămâne în cadrul instituției cu o funcție corespunzătoare experienței profesionale, însă nu și-a exprimat dorința deocamdată. Interimatul va fi asigurat de directorul tehnic în cadrul instituției, Ilie Vlădoescu. După demisia lui Popescu, s-a vehiculat un alt nume care să conducă APA Regio și anume Traian Pătrășcoiu. Acesta spune că noul director nu poate fi numit, ci trebuie să câștige funcția în urma unui concurs la care intenționează să participe. Șefia APA Regio nu poate fi preluată oricum. Este o ordonanță de urgență 109 din 2011, care privește guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Având în vedere demisia domnului Popescu și vizualizând această ordonanță, am văzut și eu astăzi, am auzit de la sfârșitul lunii, deci am depus demisia, am citit-o, m-am uitat pe ea și v-aș corespunde din punct de vedere al pregătirii profesionale, că prevăd aici să fi fost în funcție de conducere, este diferită.
selectare, niște termene administratorului și a directorului general. La o primă vizualizare, zic că profilul meu de școală și de acreditare corespunde pentru înscrierea la competiție pe acest post și nu mă dau înapoi. Pătrășcăiu preconizează că în două luni Aparegiu va avea director cu acte în regulă. Mai durează că sunt tot în ordonanță stipulate niște perioade. Este o perioadă de anunț a postului, o perioadă de depunere a candidaturilor, de periere a dosarelor, dacă îndeplinești sau nu îndeplinești condițiile și probabil că undeva până la sfârșitul lunii februarie. Contactat telefonic, Ion Popescu nu a dorit să adauge vreun comentariu și s-a limitat la a declara că a demisionat din motive personale. Are un chip de înger și tot ce își dorește este să se bucure de viață. Anesia Cobescu are 10 ani și de curând a fost diagnosticată cu leucemie mieloblastică M7, o formă rară de cancer. Are nevoie urgentă de fonduri pentru un transplant de măduvă pentru a trăi. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. Was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place, you feel there's no hurt or sorrow. Exact pe data de 18 decembrie, în urma unor analize efectuate la Spitalul Municipal Motru, am constatat că fiica mea, cea mică, Anes Elena, prezintă o hemoglobină scăzută în sânge. Am fugit, am plecat de urgență la București, la Spitalul Clinic Fundeni. I s-au recoltat noi probe de sânge pentru analize și vineri s-a confirmat faptul că este diagnosticată cu o boală foarte gravă, leucemie mieloblastică, formă M7, galopantă. Foarte, foarte veselă, o foarte atrăgătoare, deci pur și simplu colegii de la servici, că venea la mine la servici și zicea parcă era copilul nostru. Deci efectiv prietenoasă, cu inițiativă, veselă, numai că pe data de 8 decembrie a avut o simptomă de răceală, de slăbeală, de slăbiciune. Faza s-a repetat și pe 19. Deci acestea au fost primele simptome. Anes se află internată la Spitalul Fundeni dinainte de Crăciun, face citostatice și este izolată. Șansa ei să trăiască este un transplant de măduvă, intervenție ce se face doar în străinătate și costă foarte mult, peste 150.000 de euro. You and for me and the entire
Liderii noului Partid Național Liberal, Alina Gorghiu și Vasile Blaga, au anunțat că vor pregăti un program de guvernare și se vor pregăti să preia puterea în 2015. Liberalii au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură în următoarele luni pentru a schimba guvernul Ponta. Discutăm despre acest subiect în continuare cu invitatul meu din această seară, domnul Marcel Romanescu, membru al Partidului Național Liberal Gorj. Bună seara, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul Gorj TV. Bună seara și bine v-am găsit. Așadar, sunteți hotărâți? Vreți să preluați puterea? PNL nu, politică veche. Plecând de la o discuție cu zâmbetul pe buze, vreau să vă spun că nu există partid în România care să nu-și dorească să ajungă la guvernare. Așa, în așa fel, nici Partidul Național Liberal nu și-a imaginat în momentul în care s-a creat că va rămâne în opoziție veșnic. Nu. Era clar că în acest moment cei doi lideri ai Partidului Național Liberal, cei doi copreședinți, discută în primul rând de un program de guvernare pe care dânșii l-au stabilit împreună cu experții din cadrul Partidului Național Liberal și cu oameni din afara partidului, cu oameni din societatea civilă. Și este clar că pe baza acelui program de guvernare urmăresc mai curând sau poate pe un termen mai îndepărtat preluarea guvernării la nivel național. Știm că și președintele Klaus Iohannis anunța încă de la câteva zile după ce a câștigat mandatul că liberalii vor puterea în acest an prin schimbarea arhitecturii parlamentare, restul decurge simplu, guvernul va fi demis prin moțiune de cenzură. Când preconizați că se va întâmpla asta? Eu nu cred că se va face foarte curând, pentru că există doar două modalități, cel puțin prevăzute de Constituție, demisia primului ministru cu întregul cabinet sau o moțiune de cenzură. Ținând cont de faptul că în acest moment există o structură în Parlamentul României care susține actualul guvern, este foarte greu de crezut că lucrurile acestea se fac foarte, foarte rapid. Nici nu mi-aș dori, pentru că eu îmi doresc ca Partidul Național Liberal, în momentul în care ajunge la guvernare, să nu aibă o majoritate fragilă, pe de altă parte, să se bazeze pe oameni care aparțin acestei formațiuni. Dar un program de guvernare este normal ca să-l pregătească orice formațiune politică care se respectă și pe care măcar să-l poată pune în perioada imediat următoare în discuția mass mediei sau a cetățenilor din țara noastră. Și acest lucru se va face curând. Însă, moțiunea de cenzură poate trece, din punctul meu de vedere, la modul cum este configurația care susține în momentul de față guvernul Ponta, este foarte greu să poți să determini UNEPR-ul sau celelalte formațiuni care susțin PSD-ul la guvernare să predea așa ușor puterea. E adevărat, după declarațiile de astăzi ale liderilor liberali, au apărut și voci ale socialdemocraților. O să vă citesc o declarație de a unui deputat socialdemocrat care spune că noul PNL este interesat doar de oportunitatea de a ajunge la Ciolan înainte de alegerile parlamentare din 2016. Știți cum este, atâta timp cât ești acolo și înseamnă că dânsii la momentul acesta sunt cu ciolanul în mână. Dacă pot să pronunțe un astfel de cuvânt, înseamnă că sunt în perioada în care beneficiază de acel ciolan. Nu cred că este vorba de un ciolan. În România, odată cu alegerile noului președinte, s-a dorit o schimbare. Eu sper că această schimbare să se facă pe baze solide, așa cum a și declarat președinte Klaus Iohannis. Pe de altă parte, ținând cont de faptul că mandatul președintelui este de 5 ani, nu-l văd pe actualul președinte al României acționând foarte rapid și aducând o altă formațiune la guvernare fără un program foarte serios și cu, cum să vă spun, cu un număr de oameni foarte bine pregătiți. Pentru că avem experiența guvernării anterioare și, în primul rând, experiența CDR-ului, când venirea la guvernare a prins nepregătiți și după 4 ani de zile, cel puțin de PNCCD, așa cum bine știm, nu s-a mai auzit de 14 ani de zile. Iar PNL-ul sunt convins că nu va face această greșeală sau chiar dacă în cadrul PNL-ului sunt oameni care își doresc rapid să preia puterea de la Partidul Social Democrat, în momentul de față, că vrem sau că nu vrem, eu vreau să cred acest lucru, depinde de Klaus Iohannis ca și președinte al României. Iar Klaus Iohannis cred că în acest moment își dorește în primul rând stabilitate, nu neapărat trecere de la un partid la guvernare la un alt partid aflat la guvernare. S-ar putea ca politica Partidului Social Democrat, care oricum
pe această politică, au pierdut alegerile prezidențiale, să se erodeze în timp și atunci să fie nevoie de un alt proiect de guvernare, de un alt program de guvernare pe care Partidul Național Liberal să poată să-l susține și să-l ducă la bun sfârșit. Dar nu văd lucrurile acestea înfăptuite în următoarele luni. Mă gândesc în următoarele 2-3 luni. S-ar putea ca moțiunea de cenzură depusă acum să nu treacă, da? Și așa cum prevede Constituția, există posibilitatea unei moțiuni de cenzură și în noua sesiune din toamnă. Și la fel se poate ajunge la un astfel de vot. Dar nu mi-aș dori participare la guvernare doar de dracu guvernării. Mi-aș dori ca Partidul Național Liberal să intre la guvernare în momentul în care are foarte bine făcute temele și în momentul în care, pe baza acelui proiect, să poată veni cu oameni, chiar și la nivelul unui județ, cu oameni foarte bine pregătiți, care să poată să pună în aplicare programul de guvernare. Cam asta cred eu. Și ca să fii la guvernare, îți trebuie și un partid puternic și unit. Sigur. Dacă am ajuns aici, spuneți-mi cum merge fuziunea cu PDL. Nu trebuie să mă ascund, pentru că toată lumea știe că la Gorj nu merge. Deci, dacă pot să mă refer la această colaborare la nivel național, în Gorj, cel puțin în acest moment, nu funcționează la parametri optimi. Dar eu sunt convins că structurile naționale ale celor două partide vor găsi soluția ca și la Gorj, așa cum funcționează la Dolj, poate la Vâlcea sau la Mehedinți, să poată funcționa cele două formațiuni ca un tot unitar. După cum vedem, la nivel național, cred că lucrurile au demarat foarte rapid și în foarte multe județe deja alipirea celor două formațiuni s-a făcut foarte ușor. La Dolj, din ceea ce știu eu în acest moment, mai sunt doar câteva organizații în care nu există structură comună ale celor două formațiuni. Lucrurile acestea sigur se vor întâmpla și la Gorj. Chiar dacă în acest moment mai sunt ceva probleme între cei doi copreședinți ai PNL-ului, eu sunt convins că lucrurile vor decurge, pentru că nu stă alianța dintre PDL și PNL în doi oameni, ci va continua să meargă. Iar pentru noul proiect, noul PNL, depinde foarte mult ca organizațiile din teritoriu să fie unite. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul știrilor Gorj TV. Mulțumesc. A fost cu noi domnul Marcel Romanescu, membru al Partidului Național Liberal Gorj. Mergem mai departe, gata cu vacanța, elevii s-au întors astăzi la școală, chiar dacă pentru unii începerea cursurilor nu a fost o bucurie, elevii și studenții au strigat prezent astăzi la școală. Detalii după o scurtă pauză de publicitate. Ne-am întors la știri. Un adolescent în vârstă de 16 ani a fugit de la Centrul de Servicii Comunitare pentru Protecția Copilului în Dificultate Târgu Jiu, unde era internat. Tânărul a plecat în mod voluntar și a lipsit de la centru timp de o săptămână, după care a fost găsit de polițiști. Minorul în vârstă de 16 ani din comuna Scoarța se afla sub supravegherea angajaților de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Eduard Căldăraru a plecat în mod voluntar de la centru, lipsind timp de o săptămână, timp în care a stat cu familia. Din informațiile pe care le avem, copilul a fost plecat în familie la rudele lui. Din păcate, de fiecare dată când colegii noștri se duceau să-l caute la rude, el se ascundea și ne-a fost foarte greu să-l identificăm. Ce perioadă a lipsit minorul? Copilul a lipsit aproape o săptămână. Am timp în care colegii noștri de la Poliția Municipiului Târgu Jiu l-au căutat. De altfel, l-au și identificat. Tânărul a fost găsit de polițiști și predat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Minorul provine dintr-o familie cu probleme financiare, părinții acestuia plecând foarte des în străinătate pentru a procura diverse mărfuri second-hand pe care ulterior le comercializează pe raza municipiului Târgu Jiu. Mii de oameni au petrecut împreună trecerea dintre ani în Târgu Jiu. Centrul orașului a fost luat cu asalt de oameni care au venit să asiste la spectacolul de lumini organizat de primărie. Cu toate că temperaturile au coborât mult sub 0 grade, oamenii s-au adunat la miezul nopții pentru a privi focul de artificii și pentru a ciocni un pahar de șampanie. Acesta a fost cel mai lung foc de artificii de până acum, a durat 12 minute.
focul de artificii s-a încheiat cu un spectacol de lasere colorate. Cei care au fost prezenți în piața prefecturii la miezul nopții nu au plecat dezamăgiți și poliția a fost la datorie. Nu s-a înregistrat niciun incident neplăcut. 36 de tineri îndrăgostiți au spus da la poarta sărutului în noaptea dintre ani. Ceremoniile au fost oficiate de primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, imediat după focul de artificii de la miezul nopții. În ciuda frigului, câteva sute de persoane s-au adunat în parcul central pentru a lua parte la aceste evenimente. Încă din anul 2002, peste 200 de cupluri și-au unit destinele la poarta sărutului din Târgu Jiu. Și în acest an, 18 cupluri și-au unit destinele în fața celei mai romantice porți. Mirii au fost deosebit de entuziasmați și nu s-au lăsat înfrânți de temperaturile scăzute de afară. De ce ați ales noaptea asta? E mai specială! În momentul în care ne-am cunoscut! Da? Da! Un an în urmă! Să fie o noapte mai specială pentru noi, da? A venit cu mașina, cu autocarul, cu frumusețea orașului. Miri afirmă că există o tradiție care spune că cei care se căsătoresc la poarta sărutului noaptea de anul nou vor rămâne mereu împreună, iar cei ce se sărută în fața porții vor fi veșnic îndrăgostiți. Primarul orașului, Florin Cârciumaru, este mulțumit că ideea sa are continuitate. Da, mă bucur că ce am început în 2002 are continuitate. A devenit deja o tradiție ca în noaptea de Revelion, la cumpăna dintre ani, să oficiem perechi de tineri care vor să se căsătorească la poarta sărutului. Am ajuns deja la 200 de perechi, dar de această dată trebuie să-i felicităm cu toții că au îndurat temperaturi de minus 15 grade, dar totul este bine și frumos când se termină cu bine. Eu le urez casă de piatră și la mulți ani. Pentru a avea parte de acest neobișnuit început de drum, cuplurile au achitat o taxă de 400 de lei. La finalul ceremoniilor, mirii au primit din partea primăriei flori, șampanie și tort. Noapte liniștită la maternitatea din Târgu Jiu de Revelion, doar trei bebeluși s-au grăbit să ajungă pe lume cu câteva ore până la intrarea noului an, iar în prima zi anului 2015 au venit pe lume patru nou-născuți. Din păcate, doi dintre aceștia s-au născut cu probleme. Patru bebeluși au fost aduși pe lume în prima zi a anului la maternitate din cadrul Spitalului de Urgență din Târgu Jiu. Doi dintre aceștia au întâmpinat probleme la venirea pe lume. Unul dintre nou-născuți suferă de o malformație genitală, iar celălalt s-a născut cu o suferință respiratorie. În noaptea dintre an nu am avut nașteri, până la ora 10 am avut trei nașteri, trei băieți sănătoși, unul a avut are niște probleme de sănătate, o malformație genitală. După aceea au fost echilibrați băieți și fete în proporție egală. Am avut trei prematuri, am avut un copil venit de la Motru cu o suferință respiratorie și la noi un copil cu o suferință respiratorie foarte gravă, care și actualmente este o problemă. Mămicile care au dat naștere primilor bebeluși din anul nou au născut atât natural cât și prin cezariană. Bebelușii au primit note de 8, respectiv nota 9, la scorul APGAR. Se spune că cei născuți de Revelion nu vor fi afectați de niciun element malefic, vor fi feriți de înnec, iar familia nou-născuților va avea parte de noroc în anul respectiv. Mii de persoane și-au petrecut noaptea dintre ani și câteva zile în plus în stațiunea montană Rânca. Pentru câțiva turiști însă, distracția s-a încheiat cu accidente, în urma cărora 30 de persoane au solicitat atât ajutorul salvamontiștilor gorjeni, cât și serviciul județean de ambulanță. Pentru petrecerea Revelionului, cabanele din Rânca au fost ocupate aproape în totalitate de turiști din mai multe zone ale țării. Pentru unii turiști, distracția s-a încheiat mai devreme, astfel că în 21 de cazuri, salvamontiști au apelat de urgență, a precizat șeful salvamont Gorj, Sabin Cornoiu. Cum era și normal, la o asemenea aglomerație au fost și evenimente. Am intervenit în 21 de cazuri, 4 dintre ele au fost evenimente produse la nivelul cabanelor, plăgi, intoxicații cu monoxid de carbon, probleme datorate consumului excesiv de alcool sau de alimente. Restul au fost evenimente pe pârtile de schi și de săniuși, cel mai grav o dublă fractură de tibie și peroneu, două fracturi de umăr, o fractură de mână, mai multe plăgi, entorse, luxații. Pe pârtia de schi, câțiva turiști au ales cu răni pentru care au ajuns la spital. Trei cazuri au fost transportate cu ambulanța la spital, două cazuri au fost transportate cu mașina de intervenție a salvamontului,
iar restul, o parte dintre ele, au fost transportate la spital cu mașinile proprietate personală sau au fost tratate pe loc și n-au necesitat un control medical specializat. În total, aproximativ 10.000 de turiști au petrecut Revelionul la Rânca. Gata cu vacanța, elevii s-au întors astăzi la școală. Chiar dacă pentru unii începerea cursurilor nu a fost o bucurie, elevii și studenții au strigat prezent în școală. Ei vor intra din nou în vacanță la sfârșitul lunii ianuarie, când se va face trecerea în semestrul al doilea. Fie că terminarea vacanței a stârnit bucurie sau chiar tristețe pentru unii elevi, cursurile au început. Peste 100 de unități de învățământ din Gorj și-au deschis porțile pentru elevi și profesori într-un nou an calendaristic și pentru ultima 100 de metri din primul semestru școlar. În toate cele 112 unități școlare cu personalitate juridică din județul Gorj a început din nou școala. Urmează încă 4 săptămâni din primul semestru anul școlar 2014-2015, perioada în care vor fi făcute valorile finale și vor fi încheiate mediile pentru aferente primului semestru. Urmând ca din 30 ianuarie copiii să intre din nou în vacanță. Elevii au început noul an 2015 cu planuri mărețe și spun că pentru ei este o bucurie că s-au întors la cursuri și au revăzut colegii și profesorii povestindu-și cum și-au petrecut vacanța de iarnă. A început școala, cum ai petrecut vacanța și cu ce gânduri ai început finele ultimului semestru? Vacanța am petrecut-o cu părinții și cu prietenii, iar școala am început-o cu gânduri mărețe, adică eu am bacul anul acesta și îmi doresc foarte mult să reușesc să iau o notă mare și să ajung la o facultate bună. Am petrecut vacanța în familie, de sărbători, ca oricare, și ne-am întors la școală. Îți pare bine că ai început? Ești fericit? Da! Nu era mai bine în vacanță? Plictiseală. Primul semestru din acest an școlar mai are doar 4 săptămâni de cursuri, urmând ca la sfârșitul lunii ianuarie elevii să aibă din nou parte de o scurtă vacanță intersemestrială. Campania de microcipare a câinilor efectuată de Direcția Sanitară Veterinară la nivelul județului Gorj nu se desfășoară conform așteptărilor. Medicii veterinari, dar și inspectorii din cadrul DSV trebuie să învingă zilnic reticența proprietarilor. Aceștia nu vor să coopereze, întrucât procedura este suportată în totalitate de către posesorul animalului. Până în acest moment, puțin peste 20.000 de câini au fost microcipați dintr-un total de aproximativ 100.000 de animale. Proprietarii sunt obligați să pună astfel de cipuri animalelor de companie până la sfârșitul lunii februarie. Cei care nu se conformează vor fi sancționați cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Ce număr de animale ați microcipat până în acest moment? Deci, peste 20.000 de câini sunt microcipați la această dată. Perioada de microcipare până la sfârșitul lunii februarie. După această perioadă, ce se întâmplă cu proprietarii de câini care nu și-au microcipat încă animalele? Vom fi obligați să aplicăm sancțiuni care sunt destul de mari, de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, deci 100 de milioane de lei vechi, pentru că și importanța acestei acțiuni este foarte mare, având în vedere că vaccinarea antirabică se poate face numai pe câini microcipați. Cei mai mulți dintre proprietarii de câini nu doresc să îi microcipeze, întrucât s-a zvonit că cei ce și-au înregistrat cățelul într-o bază de date vor trebui să plătească impozit pentru animalul de companie. Directorul Direcției Sanitar-Veterinare infirmă aceste zvonuri și spune că această decizie poate fi luată numai la nivelul autorităților locale. S-a pus problema ca proprietarii care își microcipează câinele să plătească un impozit pentru animalul de companie. Credeți că acesta poate fi un factor pentru care populația e mai reticentă? Nu cred. Eu cred că din punct de vedere financiar fiecare își face un calcul, dar această acțiune de punere a taxelor pe aceste animale numai la latitudinea consiliilor locale. Noi ne facem numai datoria, obligația pe care o avem față de proprietarii de animale și acolo unde există lege, nu-i tocmeală. De aia se aplică și sancțiuni și sancțiunile sunt foarte mari, sunt printre cele mai mari pe care le putem noi aplica serviciile veterinare la proprietarii de animale de diverse specii, nu vorbim numai de câine. Pe proprietarii acestei chipuri nu îi ajută foarte mult. Ele nu sunt dotate cu sistem de tip GPS, astfel încât să poți găsi câinele în cazul în care l-ai pierdut sau este furat. Microciparea este văzută de posesorii animalelor de companie ca un alt motiv pentru a mai scoate câțiva lei din buzunar.
Goșanii se pregătesc de bobotează. Botezul Domnului sau bobotează se sărbătorește în fiecare an pe 6 ianuarie. În tradiția populară mai este cunoscută și sub numele de Arătarea Domnului sau Epifania. Această zi marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă închinate nașterii lui Iisus Hristos. Astăzi, în ajunul botezului Domnului, preoții au mers la casele credincioșilor pentru a le aduce prin stropirea cu apă sfințită binecuvântarea Sfintei Treimi. Credincioșii au ținut post negru, iar mâine vor merge la biserică pentru a lua apă sfințită sau aghiazma mare, care se săvârșește numai în ziua de bobotează și se bea timp de 8 zile. Se spune că această apă sfințită nu se strică niciodată. Ce sărbătorim mâine? Nu știu nicio. Mâine se sărbătorește botezul Domnului sau boboteaza? Da, boboteaza se sărbătorește. Ce veți face mâine? Veți merge la biserică? Veți lua apă sfințită? Acum vedem noi toate. Și poliția locală din Târgu Jiu a stabilit un program pentru ziua de mâine. La toate bisericile din municipiu vor fi prezente echipe ale poliției pentru a evita îmbulzeala și alte evenimente neplăcute. De asemenea, ei vor merge la câteva familii din cartierul Bârsești pentru a aduce apă sfințită persoanelor care nu pot ajunge la biserică din cauza problemelor de sănătate. Poliția locală a municipiului Târgu Jiu, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, a luat o serie de măsuri pentru, de fapt, instituțiile Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu, Poliția Națională, Jandarmeria Română. În urma unei ședințe am stabilit la care dintre biserici vom acționa fiecare în parte. Cu această ocazie, Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu a fost atribuit un număr de 6 biserici. Pentru fiecare biserică în parte vom avea efective în zona respectivă pentru a preveni atât îmbulzeala cât și alte fapte antisociale, furturi din buzunare, vagabondaj și alte fapte care nu și-au locul într-o zi de sărbătoare creștinească. Un alt obicei de bobotează este sfințirea apelor, iar preotul se duce la o apă în care aruncă o cruce. Mai mulți bărbați se aruncă în apă ca să o aducă înapoi, iar cel care va scoate crucea din apă va avea noroc tot anul. Se mai spune că în noaptea de bobotează fetele își visează ursitul dacă își vor pune busuioc sub pernă, iar cele care vor cădea pe gheață se vor mărita în anul respectiv. În continuare vă invit să urmăriți alte știri pe scurt. Polițiștii din Rovinare au depistat un bărbat în vârstă de 39 de ani din comuna Bâlteni, în timp ce transporta cu autoutilitară cantitatea de 4160 de kilograme de cărbune lignit, fără a avea documente de proveniență. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în sumă de 500 de lei și s-a confiscat întreaga cantitate de cărbune. O analiză asupra contractelor locale semnată pe parcursul întregului an 2014 arată că banii colectați în România s-au îndreptat în cea mai mare parte spre județe precum Dolj, Constanța, Timiș, Telorman, Galați, Olt și Gorj. În timp ce în aceste județe s-au cheltuit fonduri guvernamentale, în altele precum Cluj sau Iași s-au cheltuit de aproape 10 ori mai mult, dar fonduri europene. Diferențele dintre județe sunt însă enorme, în timp ce în Bihor și Prahova, la Cluj, la Iași, în Vâlcea și în Maramureș, banii europeni au ridicat mizele contractelor locale la peste 50 de milioane de euro, ducându-le până la 150 de milioane, în Gorj și în Olt nu s-au făcut investiții decât de 6 milioane de euro și acelea preponderent din bugetul intern. Săptămâna începe cu vreme rece în toată țara. Cerul va fi înnorat și va mai ninge local, în timp ce în celelalte regiuni doar cad câțiva fulgi de nea. Vântul va sufla cu putere, viscolind zăpada, dar de marți vremea se răcește și mai tare, termometrele indicând joi și minus 25 de grade Celsius. După generic urmărim informațiile din sport. Energia a pornit astăzi în drumul de apărare a trofeului Cupa României și are în față un adversar extrem de redutabil, CSU Atlasib Sibiu. Corșenești doresc să se califice din nou în primele patru în Cupa României. Trebuie să treacă însă la capătul unei duble manșe de echipa din Sibiu. În ciuda programului încărcat din toamna anului trecut și a unei vacanțe extrem de scurte, Constantinide s-a declarat că elevii săi stau bine din punct de vedere fizic înaintea confruntării cu Sibiul din Cupa României. Fizic, echipa arată bine acum, chiar dacă a fost doar o săptămână de vacanță. Cred că băieții și-au mai reîncărcat bateriile. La ultimele ședințe de pregătire, jucătorii s-au mișcat foarte bine, dar știți foarte bine că una este meciul și alta este antrenamentul.
cred că 100% din capacitate vom fi abia la următorul joc oficial, cel din campionat, a declarat tehnicianul pentru site-ul echipei gorjene. După plecările lui Turner și Ștefan, dar și absența cehului Kremen în partida de astăzi, este așteptat debutul lui Andreas Gliniadakis. La Energia, grecul este noul pivot al Energiei. În confruntarea directă din turul campionatului la Târgu Jiu, Energia s-a impus cu scorul de 69-53. S-a încheiat vacanța și pentru handbaliștii gorjeni. Elevii lui Liviu Andriei s-au reunit astăzi și au început antrenamentele. Pregătirea de astăzi a fost în aer liber. Gorjenii se pregătesc pentru returul campionatului, iar misiunea este una dificilă, evitarea retrogradării. Jucătorii antrenați de Liviu Andriei și intră în noul an cu forțe proaspete. Handbaliștii gorjeni s-au pregătit astăzi în aer liber. La sfârșitul lunii se va relua campionatul, iar obiectivul Energiei este unul aproape imposibil, evitarea retrogradării. Pe de altă parte, Energia va juca în sferturile de finală ale Cupei României cu CSM București. Gruparea gorjeană va juca primul meci pe teren propriu pe 4 februarie. Energia are șansa să își ia revanșa în fața celor de la CSM București în faza sferturilor de finală din Cupa României. Iar o calificare la turneul final ar mai șterge din imaginea șifonată a echipei lăsată în acest tur de campionat. Se anunță însă o dublă manșă extrem de dificilă pentru Energia în compania unui adversar puternic, CSM București, care a deținut în acest sezon în câteva rânduri fotoliul de lider în Liga Națională. La reunirea de astăzi au lipsit trei jucători, pivotul Paul Jotoiu, interul Laurențiu Dinescu și Felipe Mota, accidentați încă din vara anului trecut. După această perioadă de semicantonament, cei de la Energia vor participa și la un turneu amical de jocuri programat în zilele de 16 și 17 ianuarie, la Turda. Acolo și-a anunțat prezența pe lângă echipa gazdă Potaisa și divizionara secundă din Oradea. Pe finalul jurnalului vă invit să ne înveselim. Nu are un an și abia merge de-a boșilea. Totuși nimic nu îl împiedică pe bebelușul din următoarele imagini să se ia la ceartă cu un câine. Iată. I like the call and response thing going on right now. You're speaking some sort of cute baby language. Sophie drew a whistle. Hi, go back, Sophie. Știrile se opresc aici, sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Gorj TV, urmează o ediție specială a emisiunii În Obiectiv, realizată de Dan Moșteanu. O seară frumoasă tuturor!